Implementarea reformelor în Moldova, situația politică din țară și reglementarea conflictului transnistrean sunt câteva din subiectele discutate de șeful statului Igor Dodon cu oficialii instituțiilor de la Strasbourg. Șeful statului le-a declarat interlocutorilor săi că Moldova își dorește să treacă la un alt nivel de comunicare cu structurile europene. Igor Dodon a declarat că la Chișinău se lucrează intensiv pentru a fi realizate angajamentele asumate pentru încheierea procedurii de monitorizare a țării noastre de către APCE. De altfel, în planul de acțiune al guvernului pentru următorii 3 ani este obiectivul de a trece la alt nivel structurat cu instituția europeană. Asta în contextul în care în acest an Republica Moldova marchează 25 de ani de când a devenit membru al Consiliului Europei. Ne-am dorit ca în sfârșit după 25 de ani să finalizăm procesul de monitorizare a țării noastre din partea Consiliului Europei. Prioritatea noastră este reforma justiției și lupta cu corupția. Am discutat detaliat despre situația politică internă în țara noastră, am discutat despre Transnistria, despre viziunea noastră referitor la politica externă. La rândul său, președintele APCE, Hendrik Deims, a menționat că între țara noastră și instituția pe care o conduce este o colaborare constructivă. Oficialul european a punctat că va fi oferit tot suportul ca reformele inițiate să fie realizate cu succes. Wherever we can in order for you to make this reform come into practice because they're important for daily life of all of Europe and also to learn from it because this is something that very often is forgotten. It is not so that the Council of Europe has all the wisdom. We've got a lot of it, but we don't have all, and so experiencing reform together will also enrich the Council of Europe of how to tackle maybe the same kind of problems in other countries. And as we discussed the difficult situation in Transnistria, I will not go into details, but it is very encouraging to see that steps are going in a positive way. Președintele Igor Dodon a lăsat un mesaj și a semnat în cartea de aur a președintelui APCE. De asemenea, șeful statului a avut o întrevedere și cu secretarul general al Consiliului Europei, Maria Pejcinovici Burici. Igor Dodon a adus aprecieri dialogului dintre țara noastră și Consiliului Europei și a reiterat faptul că reforma în domeniul justiției rămâne prioritatea numărul 1 pentru guvernare și că este nevoie de suport în definitivarea proiectului strategiei. Justiția a fost unul din subiectele principale și în discuția șefului statului cu Gianni Buchicchio, președintele Comisiei de la Veneția. Igor Dodon a subliniat că expertiza oferită și opiniile Comisiei sunt indispensabile în vederea ajustării eforturilor de avansare a reformelor din țara noastră. Liderul de la Chișinău a dat asigurări că autoritățile din Moldova vor promova o reformă a justiției conform unui model acceptat de comunitatea internațională, societatea civilă, experți în domeniu și conducerea Republicii Moldova. Tot la Strasbourg, șeful statului s-a întâlnit cu comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic. Oficialii au discutat situația legată de apărarea drepturilor omului în stânga Nistrului, de care sunt îngrijorate autoritățile constituționale. Președintele a reiterat faptul că mizează în continuare pe implicarea partenerilor europeni în vederea respectării drepturilor omului.